Ce-i de făcut dacă ți se pare că nu ești capabil să iubești? Trebuie să aștepți și să speri că se va ivi omul potrivit. Depinde cum înțelegem dragostea. Dacă vom gândi acest sentiment așa cum este el descris în Evgeniu Onegin sau în Romeo și Julieta, atunci este mai bine să nu așteptăm astfel de stări emoționale. Poate e mai bine că Domnul nu ne trimite astfel de pasiuni, care în literatura artistică stau sub numele de dragoste. Chiar dacă nu visăm la pasiuni trupești grosolane, așa cum este tendința astăzi, tot vorbim de pasiuni și de aceea nu trebuie să așteptăm o astfel de evoluție a vieții noastre sentimentale. Dacă prin lipsa capacității de a iubi înțelegem respingerea emoțională a vreunui om care, în conformitate cu gândirea logică, ar trebui să ni se potrivească, dar pe care nu-l primește sufletul și lângă care nu vrem să fim aproape nici măcar un minut, abia așteptând să plece, atunci sigur că nu are rost să ne legăm viața de unul ca acesta. Cel care poate trăi în rugăciune, cu nădejdea că Dumnezeu îi va trimite omul cu care se va înțelege de minune, acela va ajunge să aibă ceea ce cere. Despre aceasta mărturisește întreaga experiență a bisericii.